Bun găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Se schiază în condiții bune pe 3 din 5 pârtii din masivul Postăvaru până în Poiana Brașov. Administratorii domeniului schiabil, reprezentanții autorităților locale, schiori profesioniști și turiști spun că drumul Roșu, Sulinar și Lupului, partea superioară, oferă suficientă zăpadă pentru o zi plină de distracție, pe schiuri sau pe placa de snowboard. Vorbim cei drept de zăpadă artificială pentru care s-au folosit din 14 decembrie și până acum 80.000 de metri cubi de apă. Iar turiștii spun că este mult mai bine așa decât deloc. Cam așa se schia miercuri, 15 ianuarie, în Poiana Brașov, pe partea superioară a pârtiei Lupului și pe drumul Roșu. Joi, condițiile de pe pârtie erau la fel, plus ceața destul de groasă. Administratorii pârtiilor din Poiana Brașov dau asigurări că se schiază foarte bine pe 3 din cele 5 pârtii principale. Singurul minus astăzi este ceața. În Poiana Brașov se schiază în condiții foarte bune, dat fiind faptul că ne aflăm într-o iarnă care ne-a pus mare probleme tuturor administratorilor de pârtie. În momentul de față se schiază pe drumul Roșu și pe Sulinar, de sus și până jos, și pe pârtia Lupului, partea superioară. Grosimea statului de zăpadă variază între 30 și 40 de centimetri și menționez faptul că este numai zăpadă artificială. Pârtia drumul Roșu, care era pentru turiști, acum este ca o autostradă. Pentru schiori. Da. Și în rest foarte multe variante de pârtii, de la dintr-una într-alta, din pârtia Lupului în drumul Roșu și sub teleferic, așa că dacă este zăpadă, se poate schia ca și în orice stațiune din Alpi. Calitatea zăpezii artificiale este perfectă, siguranța pârtii este ok, instalațiile funcționează impecabil, tot ce ne putem dori ca schiori. Acum, poftiți? O notă. O notă? 9. Un minus este ceața, dar acolo putem să intervenim noi. Mama natură. Puținii turiști prezenți pe pârtii spun că ar fi fost excelent dacă zăpada ar fi fost naturală. Însă chiar și așa se declară mulțumiți pentru că ziua a fost una plină de distracție pe schiuri. Suntem mulțumiți de ce se întâmplă astăzi. Nu o să aveți parte de zăpadă dacă veniți la munte. Foarte teamă. Chiar mă gândeam să anulăm rezervarea, dar suntem aici până duminică, așa că tot ok. It's not the best weather I've seen. Nu este chiar cea mai bună vreme. Am văzut de câteva ori zăpadă mult mai bună în Alpi decât astăzi în Poiană, dar este ok. Se poate schia. Poiana Brașov este în România și eu iubesc România și prefer să schiez aici chiar dacă am văzut locuri frumoase în Alpi. România este pe primul loc pentru mine. Romania is number one for me. Dacă comparăm cu cifrele de anul trecut, în acest an am avut, de exemplu, din 14 decembrie, 290.000 de treceri prin turnicheți până astăzi, iar anii trecuți aveam într-un weekend aproximativ 85.000 de treceri prin turnicheți, ceea ce înseamnă o diferență destul de mare. E important ca turiștii să știe că în Poiana Brașov se schiază în condiții foarte, foarte bune. Singurele părți închise sunt sub teleferic, Ruia și partea inferioară a pârtiei Lupului. De ce ar trebui judecat Cristian Cioacă în stare de libertate? Iată motivele pentru care una dintre judecătoarele Curții de Apel din Pitești a avut și are în continuare opinie separată în comparație cu colegii ei implicați în același dosar. Unul din motivele pentru care judecătoarea din Pitești a considerat că fostul polițist nu mai trebuie ținut în închisoare îl reprezintă faptul că pericolul concret se diminuează odată cu trecerea timpului, iar gravitatea faptelor pe care o persoană este bănuită că le-a comis chiar după o hotărâre de condamnare de primă instanță nedefinitivă nu poate determina menținerea persoanei în arest preventiv după o perioadă îndelungată, având în vedere și dispozițiile articolului 300 alineatul 3 Cod de Procedură Penală. Totodată, magistratul apreciază că menținerea arestării preventive a inculpatului nu mai este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal, mai ales că aplicarea unei alte măsuri preventive neprivativă de libertate prin condițiile pe care legea le prevede a fi impuse inculpatului este adecvată scopului procesului penal în această cauză. Același magistrat care a avut opinie separată în privința lui Cioacă a reținut ca argument și prezumția de nevinovăție de care beneficiază inculpatul. Din completul de 3 magistrați care a analizat înlocuirea măsurii arestării preventive pe perioada judecării lui Cristian Cioacă, 2 dintre judecători au fost de părere că fostul polițist trebuie să rămână după gratii, iar cel de-al treilea a considerat că fostul ofițer poate fi judecat în stare de libertate.
900 de lei. Aceasta este suma pe care specialiștii brașoveni de la Laboratorul de Expertize Criminalistice trebuie să o încaseze de la Ministerul Justiției pentru expertiza grafică pe care au efectuat-o în dosarul Cioacă. Până când nu se va face plata, concluzia scrisă a experților nu se va depune la dosar. I-au primit sarcina de a stabili dacă Eludia Ghinescu a semnat sau nu acte cu privire la meseria de avocat după 30 august 2007. În acea zi, soția fostului polițist a fost dată dispărută, dar Cioacă susține că Elodie a semnat mai multe documente după data oficială a dispariției. Avocata familiei Ghinescu, Crina Radu, spune că la dosarul aflat la Curtea de Apel din Pitești, unde Cioacă este judecat în apel pe motiv că și-a ucis soția, a fost depusă o adresă provenită de la Laboratorul de Expertize Criminalistice din Brașov. În document se menționează că expertiza grafică privind eventualele semnături ale Elodie este gata, costă însă 900 de lei și abia după primirea banilor se va depune integral și expertiza la dosar. Potrivit Crinei Radu, banii ar putea fi virați către experți în această lună. Expertiza se impunea a fi făcută după ce fosta asistentă a Elodiei Ghinescu a fost audiată la Curtea de Apel din Pitești ca martor în procesul fostului polițist Cristian Cioacă. Femeia a declarat că timp de 6 zile după dispariția Elodiei a semnat diverse acte în numele fostei avocate. Cioacă, prin apărătorul ales, susține însă altceva. Spune că documentele au fost semnate de Elodia după data oficială a dispariției. Astfel, avocata Maria Vasi a cerut magistraților să-i admită efectuarea unei expertize grafice pentru a se stabili dacă a semnat actele vizate chiar Elodia sau asistenta ei. Astfel, specialiștii brașoveni ai Laboratorului de Expertize Criminalistice au dat verdictul și după ce expertiza va fi plătită, va fi depusă, spune avocata Crina Radu, la instanța din Pitești, care îl judecă pe Cristian Cioacă sub acuzația de omor calificat. Fostul polițist a fost condamnat de Tribunalul Argeș la 22 de ani de închisoare. Sentința a fost apoi atacată cu apel, care se judecă la Curtea de Apel din Pitești. Următorul termen va avea loc pe 11 februarie. Autostrada Comarnic-Brașov va fi gata în 2017. Anunțul a fost făcut de premierul Victor Ponta, însă fostul ministru de finanțe, acum parlamentar de Brașov, Gheorghe Alomițeanu, are mari rezerve. El susține că are un deja vu pentru că guvernul PDL din care a făcut parte a avut aceleași probleme cu care se vor confrunta constructorii care au câștigat licitația pentru realizarea autostrăzii Comarnic-Brașov. S-au oprit exact acolo unde s-a oprit și guvernul Boc, legat de finanțare. Lucru cel mai important pentru a realiza această investiție, mă refer tronsonul Comarnic-Brașov, o reprezintă finanțarea. Victor Ponta ne-a spus că acum negociază cu băncile privind finanțarea. PNL și PSD ar trebui să promoveze candidați unici la europarlamentare sub sigla USL. Declarația aparține deputatului brașovean Petre Roman, care avansează această variantă pentru că este nevoie ca electoratul să susțină în continuare USL-ul. Roman mai aduce un argument în sprijinul candidaturii unice, revizuirea Constituției, proiect comun PNL-PSD, care va fi supus atenția alegătorilor odată cu alegerile pentru Parlamentul European. USL a depășit cu brio momentul rupturii, spune liberalul Petre Roman, care susține candidatura unitară la europarlamentarele din acest an. Cred personal că se justifică și alegeri europarlamentare pe liste unice. Simplu spus, votantul USL pune din nou ștampila tot pe USL. E simplu. Și asta dă o... întărește o anumită încredere, reface o anumită încredere, fiindcă, sigur, această guvernare, vorbesc de la alegeri încoace de un an și un pic, n-a avut rezultate spectaculoase, dar a avut realizări pas cu pas. Revizuirea Constituției și supunerea acesteia în atenția alegătorilor reprezintă un proces ce trebuia încheiat, chiar dacă există riscul de a nu exista cvorum, apreciază fostul premier Petre Roman. Revizuirea Constituției susținută de USL. E inițiată, promisă și susținută de USL. Iată un argument în plus pentru ca să avem liste unitare. Fostul premier este membru al Comisiei pentru Revizuirea Constituției și în această calitate spune că procesul este aproape de final. Noul text este deja redactat și elaborat cu ajutorul reprezentanților societății civile, iar membrii Comisiei de la Veneția au acordat asistență tehnică la revizuirea Constituției.
Au lăsat Coreea de Sud pentru a face artă la Brașov. Doi tineri speciali, el corean, iar româncă, au ales să modeleze în lut aproape tot ce îi trece omului prin minte. După ce au studiat cu maestrii coreeni arta ceramicii, au decis să-și facă propriul atelier unde zilnic iau naștere piese inedite din lut. Regăsim aici figuri de politicieni, bijuterii speciale, piese decorative și multe obiecte practice. Cei doi spun că se inspiră din natură și de la Dumnezeu, pe care îl consideră un adevărat olar, care a reușit să creeze fiecare om în alt fel. Lucrează cu lut organic adus din Sighișoara. Cu cât este mai vechi, cu atât este mai ușor de modelat, spune Emilia Cristea, tânăra care a descoperit arta modelării în lut încă de acum 20 de ani. Ea a ajuns în Coreea de Sud, la Seul, cu o bursă în teologie, iar acolo a studiat pictura și ceramica tradițională coreană. Apoi le-a predat coreenilor arta și engleza. L-a cunoscut pe Daniel Chang, un corean iubitor de artă, și la scurt timp s-au îndrăgostit nebunește și s-au căsătorit cu acordul părinților. Drumul i-a purtat în orașul de la Poalele Tâmpei. Aici au lumea lor, un atelier cochet unde și-au făcut repede casă figurine vesele. Rafturile încăperii sunt pline de creații inedite, lucrate cu multă îndemânare și talent, fie că vorbim de bijuterii, căni sau obiecte decorative. Tăiem ca pe mămăligă, învățat de la bunică. Așa, vedeți ce frumos și curat e și miroase bine. Așa, lutul ăsta o să fie modelat cum vrem noi, ce formă alegem noi. Folosim cam 300-500 de grame la o cană, ăsta ar fi cam un kilogram. Lutul trebuie trezit, el stă cu minte în calup aici, stă câteva luni, poate să stea câțiva ani, cu cât mai vechi, cu atât mai bun. Trebuie trezit, îl trezim așa cum e, îl batem mai frumos. Când fac cana, o cana, o să pot să imagina. Când beau, pot să pun ceai verde sau cafea și e bucurie. Daniel Chang ne spune de ce avem nevoie pentru a reuși să modelăm aproape orice dorim. Imaginație și creativitate și bună. Atât. Pentru a realiza un obiect din lut este nevoie de mai multe tehnici, printre care cea a ciupitului, tehnica tăiețelului, dar și cea în care se folosește roata olarului electrică. O să fac o cană prin tehnica ciupitului, fac o bilă, modelez o bilă să rămână fără crăpături și apoi cu degetele mari fac o gaură în centru și ciupesc o cană prin tehnica ciupitului. Când devine suficient de subțire, are un soclu și am terminat. Emilia spune că a învățat în Coreea disciplina răbdării și a detaliului. De ce stăpânește meșteșugul ăsta de lucrare la toată omului, poate să lucreze mai repede, să facă niște lucruri puțin diferite față de cele modelate manual sau turnate într-o formă. O să vă arăt mai târziu cum se poate într-o formă. Profesorul meu din Coreea îmi zicea, ai grijă să centrezi bine, dacă ai centrat totul merge bine mai departe. Specialiștii spun că după ce au fost modelate piesele, se lasă la uscat o săptămână, iar apoi se ard într-un cuptor special la 800 de grade Celsius. După glazurare, se ard încă o dată, dar de data aceasta la 1000 de grade. În stadiul ăsta este încă permeabil. Dacă se udă într-o parte, apa trece până în cealaltă. Cum sunt ghivecele de flori, de exemplu, se udă la suprafață când udăm pământul înăuntru. Și e foarte aspru lutul și pentru asta are nevoie să fie glazurat. Glazurile au niște culori ciudate înainte de ardere, nu seamănă cu nimic, de exemplu roșu are culoarea albă în cutie. Emilia
și Daniel sunt o familie fericită care împărtășesc această artă și cu alții, astfel că au decis să predea cursul de ceramică celor care sunt curioși să intre în lumea figurinelor din lut. Sunt foarte bucuroși și majoritatea vin aici cu frică și cu comentarii de genul eu sunt antitalent. Și primul lucru pe care le spun este nu există antitalent. Mă bucur că ai avut curajul să intri pe ușă și o să vezi peste o oră când ieși, o să ai cu tot altă părere despre tine. O oră de ceramică în atelier este relaxare totală. Grijile cotidiene parcă o iau la fugă, spun cei doi maestri. Cred că mă apropii de natură, de Dumnezeu, care este cel mai mare olar. Cred că noi suntem toți făcuți din lut. Mă liniștesc. Și cred că fac ceea ce trebuie să fac. Fiecare om are un dar pe care bine ar face să-l folosească. Concert extraordinar pentru hospice, 20 de instrumentiști organizați în orchestra de cameră Camerata Kronstadt din Brașov și celebrul Alexandru Tomescu au cântat pentru bolnavii incurabili. Interpretarea magistrală a renumitului violonist a încântat publicul meloman. Spectacolul s-a desfășurat cu casa închisă. Evenimentul a fost organizat pentru hospice Casa Speranței de Asociația Agora numărul 3. Sala a fost arhiplină, iar spectatorii s-au bucurat de artiștii care au evoluat sub bagheta dirijorului Cristian Oroșanu. Invitatul special al serii, violonistul Alexandru Tomescu, a câștigat dreptul de a cânta la vioara Stradivarius Elder Voicu, aflată în proprietatea statului român. Fondurile vor fi folosite exclusiv pentru susținerea serviciilor de îngrijiri paliative oferite persoanelor diagnosticate cu boli incurabile. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Sunt Onelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!